Salutare, prieteni! Sunt foarte, foarte fericit de oportunitatea pe care ne-au dat-o cei de la Lunet Eyewear. Ne-au ridicat o minge la fileu care dă un bun prilej de conversație despre diferențele de atractivitate pe care cele două sexele văd unii la ceilalți. Și o să vorbim despre filtre diferite și nici că să putea partener mai potrivit decât o firmă de eyewear, apropo de filtre, de lentile diferite. Așa că, înainte de a intra în conversația noastră despre diferențele astea de atractivitate, pe care le vedem între cele două genuri, o invit pe Luciana să ne zică mai mult despre partenerul care ne oferă prilejul ăsta de conversație. Mulțumesc mult, Paul! În conversațiile cu Alexandru și cu Ștefan, căci așa îi cheamă pe cei doi frați care au înființat brandul Lunet Eyewear, am găsit foarte mare deschidere din partea lor vis-a-vis -vis de cu ce discuție, cu ce subiect valoros pentru comunitate putem să populăm acest episod. Câteva mm -hmm. cuvinte despre ei sunt în felul următor. Ei au pornit brandul Lunet Eyewear dintr-o dorință de a face mai transparentă relația dintre producătorul de ochelari și clientul final. Ei au simțit de-a lungul timpului că există Filtrul ăsta, conform căruia ochelarii de calitate trebuie să fie Sunt cumva scump. și scump, exact. Mm. Dacă mai vrem să mai aibă și design atrăgător, cu atât mai mult. Și felul în care au simțit să schimbe retorica sau s-au gândit de fapt să-și creeze modelul de business, e că au început să producă ei înșiși și tot ei înșiși creează și designul. În felul ăsta ei oferă calitate superioară la un preț mai mic, unic de altfel și elimină intermediarii. Mm -hmm. uh, și în plus, pentru a oferi autonomie utilizatorilor, au dezvoltat și un sistem de home try-on, prin care practic tu primești acasă patru perechi de ochelari, patru modele cu lentila potrivităție și ți alegi dacă îți dorești să păstrezi unul dintre modelele respective. Fairness, apăsat pozitiv, așa. Exact, fairness, niște autonomie, aș spune eu, Paul, nu-i așa? Mm -hmm, că poți să alegi, da. Mm -hmm, exact. Și atunci, în contextul în care vorbim despre lentilele ochelarilor și felul în care privim lumea prin ele, ne-am gândit noi să facem și episodul ăsta în care vorbim de alt tip de lentilă, adică cea despre care spuneai tu mai devreme, a atracției față de un partener de cuplu. Așa că te întrepet tine mai departe, Paul, cum arată atractivitatea unul față de celălalt prin lentila fiecarea dintre noi. Aici trebuie să invităm sursa în scenă și de inspirație, <laughs> dar și științifică. Am descoperit anul ăsta un psiholog evoluționist pe numele lui David Bass și mi-e rușine să zic că l-am descoperit abia anul ăsta pentru că omul e unul din fondatorii psihologiei evoluționiste. El predă la Universitatea o să spun în engleză că e mult mai ușor, University of Texas at Austin. Deci nu știu dacă e Universitatea Texas din Austin sau Universitatea din Texas, Ramura, Austin, oricum. Și el studiază diferențe dintre cele două genuri atunci când vine vorba de alegerea partenerilor. Ăsta fiind un episod pe care vă invităm să-l ascultați cu băgare de seamă dacă e partenerul de relație în zonă. Pentru că și din practica echipei noastre genul ăsta de dezbatere o să dea motiv de, cum să zic, alinia filtre după. Și hai să intrăm în descoperirile lui Bas. El a făcut un studiu pe 37 de culturi. Mi-aduc aminte că în cercetare erau de pe șase continente și cred că și câteva insule. Deci foarte, foarte amplu eșantionul. Studiu care ne arată ce găsesc femeile și bărbații în mod universal atrăgător unii la ceilalți, în relații de lungă durată, deci când caută să intre într-o relație de cuplu de lungă durată și o să începem cu primul element. Ce găsim universal atrăgător unii la ceilalți pentru relații de lungă durată? Și avem următoarele trăsături, indiferent de cultură, indiferent de mediu, de educație. Inteligență, blândețe, iată ce interesant, că sunt trăsături pe care noi le asociem masculin și feminin și ele par a fi pe agenda ambelor genuri, nu doar a unuia. Atracție reciprocă, sentimentul ăsta de a te simți atrăgător în ochii partenerului, e ceva ce caută ambele genuri. Sănătate fizică, capacitate reproductivă bună, dacă vreți. Să ne ofere sentimentul de siguranță, și asta e una foarte interesantă ultima, iar noi o asociem mai mult unui gen, și aici e un pic de adevăr în asta, stabilitate emoțională. Și deși e pe lista trăsăturilor universal atrăgătoare, totuși, Baz vine și cu completarea asta că femeile preferă totuși stabilitatea emoțională la un bărbat mai mult decât preferă bărbații stabilitatea emoțională la o femeie. Așa că, pentru frații mei de gen, Degeaba ne plângem că se pare că nu ne interesează chiar atât de mult pe medie, statistic. <laughs> Uite, Paul, eu aici aș veni cu... De fapt, nu e tocmai exemplu. Voiam să-ți spun că mi se pare interesant și nu știu dacă în studiu trăsăturile astea sunt puse în ordine asta pentru că asta e ordinea importanței sau e aleator. Nu, nu precizează. Tot ce spune e că toate contează. Pentru ambele genuri, inteligență, blândețe, atracție reciprocă, sănătate, siguranță și stabilitate emoțională aprind circuite hipotalamice la ambele genuri. Am înțeles. Întâmplarea face că la mine sunt primele două, cel puțin sunt exact în ordinea aia și voiam să împărtășesc cum le evaluez eu, de pildă. Ia. Yeah. La mine inteligența se evaluează după conversație și cât de lungă este, respectiv cât de antrenant e intervalul ăla și mm -hmm. mi-aduc aminte specific după un date acum niște mulți ani, că m-am întors de la date-ul respectiv și eram foarte, foarte încântată și mi-am dat seama că trecuseră șase ore în care vorbisem cu omul ăla și n-am simțit cum trece timpul și eu l-am asociat cu a... omul ăla cu inteligența atunci și pot să înțeleg și de unde a venit sentimentul de atracție, pentru că dacă n-ai simțit cum a trecut timpul, înseamnă că ai avut sistemul nervos plin de dopamină. În momentul în care avem multă dopamină în sistem, ni se pare că ulterior întâlnirii, în cazul tău, ulterior date-ului, s-au întâmplat foarte multe lucruri și am vorbit o grămadă și nu-mi dau seama cum a zburat timpul. Deci, descrierea asta în relație cu timpul ne arată că acolo, la nivelul creierului, interacțiunea aia a produs eliberare de dopamină. Mm -hmm, exact. Și al doilea, la blândețe, aici sunt două mari elemente la mine. Primul e ceea ce eu numesc ochi de văcuță. <laughs> Cred că echivalentul masculin este de căprioară, dar da. Probabil. <laughs> Așa. Adică ochi mari și limpezi pe care îi asociez cumva cu mm. blândețea și apoi sunt elemente de interacțiune socială, de pildă cum se comportă cu oamenii cu care interacționează. Un exemplu foarte bun în sensul ăsta e că Alexandru, partenerul meu, e un om care nu poate să treacă pe lângă cercetori fără să le dea bani. Dacă da. n-are, ceremie. cere mie. Și Dar eu el... Robin Hood. Oricât l-aș da, descuraja, el simte foarte tare uh, să îi ajutem un fel cum poate el pe oamenii ăia. Și, asta și era căței, spus, da. Și căței da. Ok. Vă spun și la mine? Yeah. Vă spun și lentilele mele? <laughs> Nu știu dacă sunt în aceeași ordine sau nu, nu contează, dar pentru mine e foarte importantă bunătatea și o asociez și cu calmul persoanei, uh -huh. această bunătate. Mai este partea de a avea încredere uh -huh. și mai ales faptul că putem să ne spunem absolut tot, mă rog, absolut sinceritate tot, de în sinceritate, deschidere. Uh -huh. deschidere, fără să ne judecăm. Și... Aș fi zis la un moment dat, aș fi completat uh, la Luciana la momentul când a spus ea cum consideră ea filtru ei pentru a avea o persoană inteligentă ca atractivitate. Mm -hmm. La mine cred că s-ar traduce și o conversație plăcută, dar cumva da. aș asocia și niște momente de liniște, adică să fim confortabili și să Super stăm frumos. împreună și deci, să nu vorbim. La tine e mai mult cu serotonină că sentimentul ăsta de liniște, de împăcare, de sațietate în prezent vine pe filiere de serotonină și, dragilor, Luciana și Dana sunt două exemple și după personalitate de arhitectură diferită, de personalitate diferită și iată cum trăsăturile astea universale se pot traduce în interacțiune cu oameni diferiți, în neurochimicale diferite. Da. Pentru cineva inteligența poate să mobilizeze dopamină, mă stimulează conversația, pentru altcineva, de pildă trăsătura asta, blândeții poate să conteze mai mult și e despre sentimentul de liniște, de calm, de așezare și de acceptare. Așa am înțeles eu, Dana. Da, e foarte adevărat ce, ce ai înțeles tu Super. și n-aș omite nici atracția un. Unul față de celălalt, față de celălalt. Da, te de simți celălalt. dorit. Da, da. Da. E cumva, mie mi-e ușor să înțeleg asta. Eu sunt în categoria celor care, dacă n-au sentimentul că atracția e reciprocă, mă deconectez emoțional instantaneu. La mine e pe filieră de respingere mai mult, dar și pentru mine contează. Și uite, e amuzant într-un fel, nu e neapărat onorant pentru mine, dar înainte de relația cu Alexandra, eu n-aș fi pus inteligența în top 2-3 la mine, tocmai pentru că nu-mi dăduse seama cât de mult contează. Dar în relația cu Alexandra, unde am parte de conversațiile astea stimulante, intense, pe teme de neuroștiință, de psihologie, da, Alex e psihoterapeut, nu mai pot imagina viața fără genul ăsta de energie în relație. Așa că și eu pot să probez că toate contează. Bună treabă! Deci, le mai zic o dată: inteligență, blândețe, atracție reciprocă, sănătate siguranță și stabilitatea emoțională sunt cele pe care, indiferent de cultură și de gen, le găsim atrăgătoare. Acum ajungem la partea cu scântei, care poate confirmă sau infirmă diferite credințe sau mituri, și anume, care sunt răsăturile pe care le preferă cu precădere bărbații, respectiv femeile. Unde suntem diferiți? Și aici vedem așa. În cazul femeilor, ele preferă mai mult decât bărbații capacitatea partenerului de a produce resurse. Asta e o primă trăsătură. Mai avem o preferință statistică de a fi mai în vârstă partenerul, deci se pare că femeile se simt atrase de bărbați o idee mai în vârstă și vorbim și cu cât, după care. Ultima, dar nu cea din urmă, ca importanță, sunt calități asociate cu capacitatea de a obține resurse. Deci, dacă nu are neapărat resurse în prezent, să aibă trăsături care să prezică cumva sau să crească șansele că omul va putea să fie întreprinzător. Și anume, statut social, iată un motiv pentru care putem să vedem de ce bărbații celebri par mai atrăgători, sunt chiar experimente făcute situația în care decupezi, nu știu, un actor sau o persoană celebră și o pui într-un grup, într-o fotografie și inviți femei să evalueze atractivitatea și aceeași persoană e pusă pe covorul roșu cu două domnișoare atrăgătoare la braț și să modifică evaluarea complet. E mult mai sus în momentul în care persoana aia poartă însemnele astea de statut sau celebritate. După aia, determinare și ambiție, capacitatea asta de a fi perseverent sau pentru cei care cunoașteți teoria de personalitate Big Five, care e una din cele mai cunoscute metode de a clasifica personalitate, vorbim de oameni care au nivelul de conștiinciozitate ridicat. După aia, mai contează să aibă țeluri clare, țeluri sau obiective sau ambiții clare, să pară că știe unde vrea să meargă, și claritatea pe direcția de folosire a resurselor pe termen lung. Adică să fie o persoană în prezența căreia să ai sentimentul și că știe ce vrea să facă și care capacitatea să ajungă acolo, dar în evaluarea asta a, diferit, a celor două genuri se pare că femeile nu se uită strict la statusul social curent sau la resursele curente, ci mai ales la capacitatea bărbatului de a le manifesta în viitor. Foarte interesantă prima parte asta. Mai e un aspect din cercetarea lui Bas care mie mi s-a părut grăitor, care spune așa, Că femeile mai evaluează și atenția primită de un bărbat. El în engleză i-a spus attention structure, structura atenției într-un grup. În traducere, cu cât primește bărbatul respectiv mai multă atenție, cu atât e mai atrăgător pentru femei. Aici puteți, dragilor, să vedeți și exemple din astea, de mulți urmăritori pe social media, de, uite, o poveste care mi s-a părut foarte faină din ce am citit în munca lui Bas. Este următorul exemplu. El are o prietenă care a mers la un curs sau la o conferință sau ceva de felul ăsta și l-a găsit pe organizatorul respectivei conferințe, pe organizatorul evenimentului foarte atrăgător. După care s-a văzut cu el ceva timp mai târziu, săptămâni sau luni mai târziu, și aceeași persoană cu aceeași personalitate a fost găsită mult mai puțin atrăgătoare. Și Bas explică ce a fost diferit în cele două contexte, și anume că în rolul de organizator de evenimente, omul ăla era în centrul atenției. La nivel inconștient emoțional, pentru femei, structura asta atenției și câtă atenție merge la bărbatul pe care îl consideră drept partener contează foarte mult. Iar o a doua strategie e asta numită mate coping filter, adică femeile fac un lucru foarte interesant și anume dacă un bărbat pe care îl consideră drept partener pe termen lung a fost prea aprobat înainte de alte persoane, alte persoane de gen feminin l-au găsit atrăgător, atractivitatea lui crește numai din percepția asta și aici ieri e exemplul ăsta cu bărbatul care singur primește o notă, nu știu, de șase și când e în prezența unor femei, mai ales dacă femeile alea sunt atrăgătoare pentru persoana care le valuează, pentru femeia care le valuează nota lui poate să crească la 8, de exemplu. Astea sunt câteva din diferențele sau aspectele pe care femeile le preferă, dragilor, mai mult decât bărbații. Acum, bărbații preferă mai mult decât femeile. Aveți o încercare să <laughs> spuneți care e primul lucru pe care bărbații îl preferă mai mult decât femeile. Ce credeți? Tinerețea? Ești foarte aproape. Acolo suntem. E, e fix, <laughs> mix între astea două. Respectiv, universal, deci încă o dată 37 de culturi studiate, bărbații preferă mai mult decât femeile atractivitatea fizică. Și atractivitatea fizică înseamnă în esență două lucruri, și aici, Dana, ai fost spot on, ai răspuns la fix, tânără și sănătoasă, respectiv să-ți dea sentimentul că are bună capacitate reproductivă. David e psiholog evoluționist, și el vine cu explicația asta din perspectiva științei lui. Deci din perspectiva evoluționistă, femeile de pildă care aveau un raport între talie și abdomen, nu? Hip to, ra to waist ratio, care aveau un raport între bun talie între talie și șolduri. Și șolduri, mulțumesc. Mulțumesc, Luci. Sunt văzute drept mai atrăgătoare, nu din perspectiva, nu știu, pătrățelelor mersului la sală sau pur și simplu a formei, ci pentru că nouă inconștient genul ăla de formă ne comunică fertilitate reproductivă, un mediu bun pentru reproducere. La fel și componenta asta dată de sănătate. Universal, de pildă, o trăsătură atrăgătoare, o să vorbim la ambele genuri, e pielea curată sau fină sau ochii clari, care contează mult în, în evaluare de ambele părți, în speță. Acum că veni vorba despre atractivitate fizică și tinerețe, ce indicii de atractivitate fizică concret urmăresc bărbații universal. Asta probabil că e cea mai interesantă parte din episod. Și avem așa, dragilor. Piele curată sau fină, cum spuneam, ochi limpezi, trăsături simetrice, raport mic talie-șolduri, buze pline, universal atrăgătoare parafii și păr lucios. Acum, ce vreau să nuanțez un pic, e că Totuși, cu excepția trăsăturilor ăstora care vedeți că fac trimitere mai mult la simetrie, claritatea ochilor, piele și așa mai departe, vedeți că nu vorbim despre conformație fizică strict. Dincolo de raportul mic talie șolduri, nu apar alte elemente numite și aici intervin influențele culturale. Probabil că oricine ori a lucrat, ori a trăit în mai multe culturi, a observat că există preferințe diferite la ce găsim atrăgător în funcție de cultură. Noi, în episodul ăsta despre lentila fiecărui cuplu, vorbim despre alea care au reieșit din cercetarea pe 37 de culturi comune. Ce tare! Paul, uite, eu aș vrea să te întreb aici, că îmi venea să zic că, din experiență proprie, la mine se contestă studiul, dar îmi dau seama că nu Așa. se contestă studiul. Că, de pildă, la capitolul ce le atrage pe femei, la mine nu prea se aplică nici alegerea de parteneri care captează foarte tare atenția celorlalți, nici alegerea de parteneri cu statut social foarte înalt sau care au așa super determinare. Și voiam să te întreb cum ne putem uita sau cum se poate uita cineva care poate împărtășește aceeași viziune cu mine la studiu ăsta dacă tu știi că eu știu de pildă specifică, la mine chestia asta se întâmplă pentru că alegerea unui astfel de partener ar veni la pachet cu vulnerabilitate sau vulnerabilizare din partea ta, din partea mea, lucruri cu care eu nu sunt confortabilă. Uh -huh. Cum mă pot uita la studiu ăsta sau ce pot să-mi iau pentru dezvoltarea mea de acolo? Două lucruri merită menționate aici. Primul e că orice cercetare de felul ăsta, mai ales să stea făcute pe un eșantion foarte amplu, ele vorbesc despre preferințe pe medie. Acum, individualitatea noastră vine la pachet și de pildă cu preferințe personale care poate să aibă de-a face cu ceva ce aduce plăcere sau ceva ce evită durere. Și tu ai împărtășit cu noi mai multe episoade și conversații din Mind Architect Că pentru tine vulnerabilitatea sau lipsa de siguranță emoțională pe care ar putea să o dea partenerul, apasă butoane emoționale sensibile, și atunci particularitatea asta, și dacă nu rezonăm, trebuie să ne întrebăm că nu e un răspuns universal dacă nu cumva ne vine dintr-un mecanism defensiv. De pildă, dacă eu sufăr de un complex de inferioritate, eu ca bărbat, s-ar putea să prioritizez mult mai jos. Inteligența femeii de lângă mine, să mă ferez de femei prea istețe sau stimulante în conversație, să nu mă simt și mai rău cu mine. Asta nu invalidează cercetarea, ci aduce complementul și e grozav că ai deschis discuția în direcția asta, Luci, că trebuie să ne uităm atât la datele astea obținute pe medie dintr-un studiu foarte amplu cât și la istoricul nostru de viață individual. Să vedem, bă, e ceva din cum sunt eu care mă împiedică să găsesc atrăgătoare trăsătura asta care de altfel universal pare că e? Super, mulțumesc! E foarte mișto studiul ăsta și interesant și pentru mine, Paul, că mă gândeam acum că nu mă regăsesc nici eu, dar cu mențiunea E foarte interesant că alegerea partenerului meu a fost când eu aveam o vârstă foarte fragedă, 22 de ani, <laughs> Dar mi a ridicat întrebarea și acum, și mi-am dat seama că, na, că în vârstă statut, bani și așa ceva, nu e ceva ce contează pentru Prioritar. mine. Cred că mm -hmm. nici înainte, nici la momentul actual și în niciun caz să mă intereseze bărbații care sunt apreciați de alte femei, dar am, am reținut când ai spus tu capacitatea de a câștiga resurse. Mm -hmm. Și acolo. Uite, aici... Poate vrea să detaliezi da, un pic. Da, 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 și îți mulțumesc că e o clarificare importantă. În lumea în care trăim noi, de multe ori resursele astea sunt asociate aproape instantaneu cu banii și pentru că banii permit conversia într-o grămadă de resurse. Acum, atractivitatea de care vorbește Bas, în engleză ar suna resourcefulness, capacitatea asta de a fi întreprinzător sau abil, care, de exemplu, în adolescență, când trăim fără doar și poate atracție față de potențial parteneri, acolo nu putem vorbi neapărat de capacitatea de a produce venituri, dar putem vorbi, de exemplu, că te poți simți atrasă de băiatul care e parte din toate grupurile sau care poate să-ți faciliteze accesul la diferite evenimente faine pentru grupul tău de prieteni. Sau care nu știu, are niște părinți care îi dau voie să facă petreceri la el acasă. Și așa mai departe. Deci, capacitatea asta de a fi întreprinzător sau de a produce resurse are toată logica din perspectiva evoluției, pentru că, mai ales în perioada de sarcină și în perioada de după, femeia era profund vulnerabilă moment în care capacitatea bărbatului de lângă ea de a produce resurse care să o protejeze și care să-i permită siguranță pe parcursul sarcinii și și după să permită copilului acces la resurse, erau lucruri foarte, foarte importante. Și Bas mai spune o idee foarte faină, că în cazul femeilor, dacă decideau, dacă luau o decizie greșită, consecințele erau mult mai nasoale. Pentru că, iată, sarcina și viața de după puteau efectiv să le pună viața în pericol atât lor cât și copilului, dacă bărbatul respectiv era diferit de omul ăsta blând, inteligent, cu abilitatea de a produce resurse și așa mai departe. Ce interesant! Paul, voiam să te întreb, scuză-mă dacă te întreb, da, cu drag, cu drag, dacă așa arată lucrurile când avem miză? când uh, posibilele <laughs> consecințe <laughs> sunt mari sau importante. Adică când vrem relații. Când vrem relații. <laughs> când probabilitatea e mai mică să existe consecințe. Adică atunci când nu căutăm relație în celălalt uh, se schimbă în vreun fel lucrurile? Da. Foarte interesant. Se schimbă. Deci Pe mine m-a distrat maxim uh, research-ul ăsta. M-a și stimulat dar m-a și distrat. Deci apropo de stereotipuri. Fizicul, am stabilit că e important pentru, pe termen lung pentru ambele genuri, cu focus un pic diferit, dar e important. Se pare totuși că e mai important pentru bărbați și aici vine o parte foarte interesantă. Pentru interacțiuni de scurtă durată, adică sex, relații pasagere, pentru femei, crește nivelul de importanță al parametrului ăstuia fizic. Dacă pe termen lung contează mai degrabă să fie un tată bun... Sau un sos protectiv. Pe termen scurt, dacă femeia se gândește doar la o aventură sau o relație pasageră, începe să pună mai mult preț pe aspectul fizic al bărbatului și, în termen de personalitate, mi-aduc aminte că pentru relații pasagere, aventuri, lucruri pe termen scurt, trăsăturile astea de tip băiat rău, rebel, antisistem, provocator, astea sunt foarte atrăgătoare. Pentru bărbați, e foarte amuzant. Bărbații, dacă se gândesc la interacțiuni pe termen scurt sau one night stand sau lucruri de felul ăsta, își scad standardele cu o condiție să fie low commitment, low risk. Adică dacă pot avea acces la o femeie care e dispusă să facă doar sex sau care nu are mari solicitări sau lucruri care cumva în relații pe termen lung sunt greu de imaginat că nu vor apărea, Bărbații sunt dispuși să scadă de la nu știu, nota 8 la nota 6, dar de la bun început știu că relația aia nu va dura. Pentru femei e invers. Dacă vorbim de relații pe termen lung, acolo contează mai mult personalitate, ce povesteam, blândețe, bunătate, inteligență, capacitatea de a produce resurse, stabilitate emoțională. Pe termen scurt, cresc standardele. Dacă tot e să fac ceva ce știu că n-are viitor... Atunci măcar să fie cu cineva pe care eu percep foarte atrăgător. Mai e un aspect interesant că femeile continuă să folosească filtrarea aia de grup, de care vorbeam, și pentru interacțiuni pe termen scurt. Dacă alte femei îl găsesc atrăgător, și eu îl găsesc mai atrăgător. Deci, asta se pare că în cazul genului feminin se aplică și pe termen lung și pe termen scurt. Uh -huh. Și la femei, Paul, odată cu creșterea atractivității, să zicem, a trăsătorilor ăstora de bad boys ca de importanța celorlalte? Adică nu mai contează da. așa tare dacă e inteligent? În interacțiunile pe termen scurt contează mai puțin pentru că inteligența, de fapt inteligența cred că contează în ambele dacă mă gândesc la exemplu ăsta, dar uite de pildă stabilitatea emoțională sau capacitatea de a produce resurse cred că contează mai puțin dacă eu tot ce vreau e interacțiune sexuală sau să-mi umplu timpul cu tine versus dacă consider o relație pe termen lung cu tine. Ar avea sens să se schimbe ierarhia în care ele contează, nu neapărat să dispară cu totul. Mulțumesc! Cu mult drag. Și, dragilor, înainte de a încheia, mai trebuie să vă spunem o bucată din cercetarea asta, iar amuzantă, dar și interesantă, și anume, cum ne mințim ca să fim găsiți mai atrăgători între noi, între cele două genuri. Și se pare că negru pe alb, și important să zic asta de două ori, Atât bărbații, cât și femeile mint. Mai zicem o dată, atât bărbații, cât și femeile mint. Astfel încât să fie perceput ca mai aproape de preferințele celuilalt gen. Și de asta, dacă ați ascultat episodul până aici, e important să înțelegem ce găsesc ceilalți atrăgători la noi, pentru că în acele direcții, pentru fiecare gen, vor merge și tentativele astea de mințit. Pe scurt, bărbații mint în legătură cu veniturile. În speță, statistic, se pare că spun că ar câștiga cu 20% mai mult decât câștigă de fapt. Bărbații mai mint în legătură cu statutul lor. Poate ați văzut și în filme situații în care băiatul care curăță piscina sau păzește casa spune când invită fata acolo că e casa lui. De ce? Că e mai atrăgător să fie casa ta decât să fii omul care curăță cât sunt proprietarii plecați. Dar e interesant că merge, după cum e ilustrat și în filme. Și mai mint frecvent. Bărbații în legătură cu înălțimea lor pun în plus aproximativ 5 cm la înălțime și asta e altă trăsătură pe care aproape unanim și dacă mă gândesc la cercetarea lui David Bass și dacă mă gândesc așa anecdotic la prietenele mele și ce spun că găsesc relevant, la, atrăgător la un bărbat, aproape toată lumea preferă bărbații mai degrabă înalți. La femei, mințituie e pe ceva foarte clar, două trăsături în speță. Femeile mint despre greutate, dacă bărbații mint despre înălțime, femeile mint despre greutate, femeile în medie scad 7 kg de la greutatea reală și ambele genuri mai au înclinația să mintă în legătura cu vârsta, dar asta e un pic polarizat feminin. Povesteam mai devreme și probabil că și social e ușor de observat că a fi bărbatul mai în vârstă nu, nu e neapărat un lucru care devine problematic, cel puțin nu până la un punct. Și mai devreme spuneam că femeile chiar preferă, într-o oarecare măsură, bărbații mai în vârstă. Ambele genuri postează pe rețele de socializare sau de dating sau de tinder sau lucruri de felul ăsta poze cu ei mai tineri. Chiar că distractivă, bucata da. asta. Uite, mi-am adus aminte acum, Paul, și te întreb dacă crezi că de acolo se întâmplă chestia asta. Mie mi s-a întâmplat nu în relație cu bărbați pe care îi prospectam în vreun fel pentru relație de cuplu, ci cu prieteni, mm -hmm. să am conversații despre numărul de kilograme. Mm -hmm. Și eu să zic, nu știu, specific cât am acum, am 65 de kilograme, și el să zică, tu ai 65 de kilograme, foarte uimit pentru că credea că 65 arată altfel, în sensul de mai mare. Și mă întreb dacă uh, asta vine <fie> pentru că <fie> ce-au învățat că înseamnă 60 de kilograme e altfel decât e în realitate Băi, înainte să întreb, nici nu m-am gândit dar în timp ce întrebai am făcut și eu legăturile în cap, e foarte posibil pentru că dacă uh, ambele genuri mint în direcția în care cred că celălalt gen îi va găsi mai atrăgători și în cazul femeilor e legat de greutate și bărbatul ăla sau bărbații de care vorbești tu, au uh, întâlnit multe femei care le-au spus cu 7 kg minus și nu le-au cântărit atunci e foarte posibil ca în definiția lor, făcând legătura între kilogramele declarate de persoanele respective și cum arătau, să pară că erau, erau un plus și în cazul tău care tu ai spus exact cât ai, să pară minus. Deci e foarte posibil și partea care mie mi se pare interesantă e că fără să fi citit toți bărbații și femeile de pe pământ cercetările lui David Bass, intuitiv așa, ne-am cam prins unii la ceilalți. În speță, la unii înălțimea, la alții greutatea, universal, a, mai e o chestie care merită adus aici, apropo de universal, pentru ambele genuri, intenționalitatea relației contează, deci dacă tu chiar vrei o relație pe termen lung, dar surpriză, cine credeți că minte mai des legat de dacă vor sau nu o relație pe termen lung? E, cine vrea e... mai puțin. O Așa. Cine, hai, să, nu fie în răi. Nu e cine vrea mai puțin, e cine poate și fără. <laughs> La cine strategia evolutivă nu presupunea neapărat o relație, ci mai degrabă o seară. Da. Răspuns corect, bărbații au înclinația să mintă mult mai frecvent decât femeile, că își doresc o relație pe termen lung, când de fapt tot ce își doresc e o seară, pe termen scurt. Dragilor, în încheierea episodului, pentru care încă o dată mulțumim tare atât lui Alex cât și lui Ștefan și Lunet Auer, eu sper că lentilele noastre cu privire unii la ceilalți sunt mai clare acum și am vrea să vă lăsăm cu câteva idei de încheiere. Și cea în care eu cred foarte tare că merită și spusă și asumată este că există niște diferențe date de rolurile noastre diferite în evoluție. Munca lui Bas confirmă asta completarea, în loc să spunem că bărbații sunt mă rog, nu știu dacă ne permite cineau internetului să spunem asta dar bărbații sunt fustangii sau ca să, ca să o anuanțăm și femeile să spunem că sunt mereu pe interes, vedem că înclinațiile astea, așa cum noi le-am stereotipizat și stigmatizat cotidian ele au totuși un fundament foarte logic și de altfel de bun simț dacă ne uităm evoluționist și în loc a le condamna și stigmatiza unii pe ceilalți în loc a ne condamna și stigmatiza pentru stereotipurile astea, e util să înțelegem că sunt diferențe care ne-au predispus la comportamente și sisteme de evaluare diferite. Cu cât le înțelegem mai bine, cu atât putem lua decizii când vine vorba de parteneri de relație, fie pe termen scurt, fie pe termen lung, mai înțelepte, mai informate. Și Sper eu că odată ce ne înțelegem aceste diferențe, poate nu le mai vedem nici așa amenințătoare și nu ne mai stigmatizăm unii pe ceilalți pentru că ele există. Închei spunând că, apropo de amenințare, la ambele genuri și în orice parteneriat, chit că vorbim de o familie, chit că vorbim de o organizație, siguranța psihologică. E lucru care contează cel mai mult pentru ca un grup să funcționeze bine împreună. Așa că cu cât facem mai multe din diferențele dintre noi cunoscute, cu atât ne putem vedea mai puțin amenințători unii pe ceilalți și putem colabora și, că zic și la birou, mai bine.